Trebuie să spui ceva. Când face click, se sambă. Da, da, da. După sunet. Casa Jelerului. Imediat se vede că n-are baie, n-are hoi și așa mai departe. Câte încăperi? Două încăperi. Numai două. Acolo a fost dormitorul și partea asta, o parte economică a familiei. Bucătăria, puțin mai departe, acolo este unelte, pentru că fostul proprietar a făcut scaune. Scaune din rogoz, din papură și pe partea asta trebuie să vă arăt ceva. Un safe. Așa, avea și safe. Da. Păi și... ce avea de valoare un jeler ca ce... sărac? Așa, exact, exact. Ce fel de valoare are? Cine n-are nici pământ, n-are nici viță de vie, nimic. Nici animale. Nici animale, așa? Pălincă. Așa, da. Pălincă. Deci banii nu au avut, bineînțeles, dar pălincă și a fost acolo un minim. Da. În safe. Partea cealaltă, cărțile găsim sus. Când o mers la biserică, să știe care cântecul urmează. Bineînțeles, asta a fost pentru reformați. Și pe partea celălaltă au stat, deci acolo au stat catolici numai. De când datează? Anul 1800, în secolul 19-lea. Exact, nu știu. Aici au fost dormitorul. Acolo au stat bunicul și acolo au stat băieții, deci împreună. Și asta era o laviță și odată făcut focul acolo, se încălzea și laviță. Și partea asta, da, și pe partea celălaltă. Așa, aici... era o sobă comună. Așa, exact. Și aici le vedeți că e deschis. Dacă mergem la orice fel de târg, găsim, imediat așa? Găsim partea cu pentru mâncare. Și eu mă gândesc că și aceasta specială, asta, dar de asta nu am mai văzut. Asta e specific pentru sarmale. Încet, așa, așa. Să nu sparg. Nu? Și nu trebuie să ferește oala, prea mult. Așa? Să se împrăștie sarmale. Așa, încet. Dar parcă putem... miroase. Imediat mergem și mâncăm ceva. Da. Ce fel de butelie a fost? Eu mă gândesc că se ține o licoare. Nu? Ulei să fie, ulei. 10. Așa. Bun, mergem mai departe. Usturoi, mă gândeam. Nu. Un... Exact, așa. Acolo-i punctul. Acolo-i punctul. Bravo. Ia să vedem. Mergem mai departe. Nu, asta e foarte greu. Știu că nici eu n-am știut că ce rol are. Păi mă gândesc are. Că te frământa. Care? Bota? Nu. Bineînțeles că jelerul nu a avut porc. Da, dacă au primit carne și au vrut să facă cârnați, bineînțeles. Da. Dar... unde punea la fumat? Acolo sus. Acolo sus? Da. Direct aici în casă. Direct. Nu avea fumătoare în curte? Nu. Nu, ci pentru acolo. Că, cum ați văzut, curte nu e așa de mare, deci n-are nici grădină. Acolo mai găsim puțin viță de vie, dar cam atât. Deci fără terenuri agricole. Da. Jelerul, bineînțeles, nu mai au plătit taxe, au mers la robot, la preot și așa nici mai departe. Nici nu pot imagina din ce făcea pălincă. O primit, cred că o primit undeva. Așa, și asta putem să deschidem? Asta să nu plice ferestră. Așa. Și aici adineau. Hainele și se punea ca să nu da, domnul Kerry pune niște frunze. Noi ia să vedem și partea lavandă. Celălaltă. Aici a făină. Ce nu, avea asta... altele. Din 1873. Da? Așa. La de asta. Tot haine. Au fost câteva zone plin cu plante în lacuri.
Și acolo a fost foarte greu de pescuit și din cauza asta au făcut un fel de coș, ca tipul ăsta, și au folosit așa. O pus jos și după ăla, cu mâna, o găsit sau nu o găsit, dar cu mâna au vrut să... Prindă peștele? Exact. Și prindea? În mod normal, da. Problema a început, da. Problema a început când au găsit o șarpe sau ceva. Da. Dar cu asta au mers. În anii 90, eu încă am văzut-o în folosință. Așa au mers băiatul, bineînțeles, când a venit poliția, au confiscat obiectele și uneltele, dar asta a fost încă o folosință. Aici am poate. Nu găsim, cred că numai un fel de depozit. Se poate deschide? Da. Nu? Aici slăninile. Apoi nu știți. Serios? Oi. Uite N-am cum știut. Se întinse. Păi, hai și vezi. Serios? E așa ceva? Păi cum nu știi? Glumiți? Nu. Și că n-aș nu gândi să mâncăm și aducem pentru Doamne. Aha, da. E plin. Da? Plin cu cărnașchi. Să Aida. Da, deci Aida trebuia să urce cu șuncă. Da. Am remarcat geamuri. Nichitele sunt așa. Și da, sunt foarte frumoase și cochete. Ce nu mă simt așa. O casă mică, geamuri mici. Exact. Știți că a fost cândva în jurul secolului al XIX-lea o idee că jelerul și țăranul au fost leneși din cauza că în timpul iernii n-au făcut nimica. Dar asta nu e adevărat, din cauza că în timpul iernii au făcut scaunele. Bineînțeles. Că toamne, de multe ori în toamne au găsit plante, stuful și când au avut timp, decembrie, noiembrie și au făcut scaune și după ăla au mers și la piață. Avem date că un meșteșugar din Sălacea a mers cu scaunul la piață până la Marghita. Bineînțeles, nici Marghita nu e așa departe, maxim 14 km. Sau, din anii 60 avem documente, deci în timpul lui Ceaușescu o mers meșteșugurile. Cum o mers? Deci Mlaștina a dispărut, nu mai este, nu mai există, dar din delta Dunării au fost aduse plante. Stuful, aibă, exact, materie exact, primă, pe să direct, poată lucra. Direct. Și după, când a fost gata producție, zicem așa în ghilimele, a fost vândută în țară. Cei care erau cât de cât înstăriți iarna, desfăcau porumbul, normal, da? Mălaiul. Amărâții împleteau ce găseau. Încălțătorul. Vă curăț puțin, da. Așa. Domnul a venit acasă. Așa. Și ce-a făcut doamna? L-a descălțat, normal. Normal, domnul a lăsat. Sau o pinca. Normal, domnul a lăsat acolo piciorul, a venit și doamna și a ajutat să... Mai și cânta. Țitara. Jucăria avem aici, tot din lemn. Am văzut acolo tuturatoare. Nu. Tutunul. Pipa și... Bineînțeles. Ritual. Cât de bine arată. Când mă duc la pensie, trebuie să cumpăr și una și dacă deci găsesc o casă... Acolo tutun, da. Mergem după tutun, aprindem și stăm lângă casă, așa, cu mustață și nu mai gândim și facem teorii și idei despre viață. Da. Așa. Poftiți. Mulțumesc. Nu, asta e. Așa. Așa e? Acolo ce? Ce-a fost? Să nu punem piper, nu dale... Da? Și aici am ajară, da? Nu? Nu? Mai pur și simplu? Exact. Piper și... Și sare, să exact, fie și sarea. Exact. Când mergem la frizer... Mergem cu biciul personal.
Eu n-am folosit niciodată, dar arată bine. Ce fel de... Arată foarte bine și așa pentru igiena personală. Normal. Haideți să mergem și mai departe. Am ieșit pe prispa casei. Asta a fost o grindă la o pivniță din anul, dacă bine văd, în 1847. Acolo e domnul. Uite ce frumos! Bine, vezi cum stau la masă? Da, cu oluțul, chiar așa, cum nici trebuie. Măcar un cancer. Cred că în anii 1966, un jurnalist a fost în zonă și el a scris că în Sălacea toată lumea așa a mers la slujbă cu demijoane. O lăsat în afară biserică, deci acolo la poartă, și când a terminat slujbă, imediat a mers mai departe la pivniță. Și era pusă damigeana și cheia. Da, sigur. Da, sigur, de la... Sau mai avut o basme, nu, o legendă. Domnul viceprimar a povestit că în vremea, nu știu, în anii 90 sau cândva, așa a început distracție, că toată lumea a intrat în pivniță și după ăla a încheiat. Și cheia am băgat afară. Așa. Și dacă a venit cineva peste o zi sau două, o deschis. Dacă nu, acolo o lăsat. Dar aveau provizii serioase măcar, că n-am murit de sete, mă gândesc. Da, normal. Și ați văzut că pivniță după pivniță a fost, deci cineva a apărut peste, nu știu, 5 sau peste o noapte a apărut cineva și o deschis. Suntem un otoman, în conacul Comaromi, care înainte de anii 90 a fost sediul CAP-ul. După surse, așa știm că în secolul al XVIII-lea a fost construit. Un preot din Debrecen, care a studiat în Olanda, în Utrecht, când a terminat studiile, a venit la Debrecen, acolo a lucrat ca un preot și a făcut o clădire mai mare pentru familia, bineînțeles numai pentru timpul verii, din cauza că nici eu nu pot, dar în timpul iernii încălzirea e, să zicem, problematic. Ce are deosebit această locație? În anii 60, aici a fost un sit arheologic și aici au fost descoperite multe unelte înainte de Hristos. Deci asta înseamnă că înainte de Hristos, aici a fost, nu zicem că o națiune, dar aici au trăit un fel, un tip de om. Din cauza că cele mai multe sau cele mai bogate obiecte aici în otoman au fost găsite, după sat o primit și denumirea, că asta e cultura otoman, și găsim în cărțile de istorie pentru clasa a 6-a sau 7-a. Numele otoman ne duce cu gândul clar la turci. A fost vreo invazie? Da, se leagă ceva? Toată lumea așa se începe, că ce fel de legături avem noi cu turci. Vine de la un nume german. În anii 1200 și ceva a apărut o diplomă sau o adeverință, nu știu cum să numim. Vine de la un nume german, de la Altman. Și de la Altman, așa au mers mai departe, că Altman, Otman și după au rămas otoman. Suntem în pivnițele conacului Comani, o pivniță, de fapt, tunel, care măsoară, cât măsoară? Putem să zicem că asta e o pivniță sau un tunel de evacuare. Lungimea totală e 133 de metri. N-avem date sau n-avem surse exacte că ce rol au avut cândva, dar am auzit cândva o poveste că asta a fost un tunel de evacuare care a mers până la satul următor sub biserică. Putem să mergem și până la capăt și, cum ați văzut, se îngustă. Peste 30 și ceva de metri, le vedeți că acolo este o fântână și este canalizat. Așa credem că din tunelul respectiv a fost alimentat cu apă potabilă și conacul, clădirea principală. Și în momentul în care oamenii se refugiau, da, în vremuri de restriște, acolo avea o sursă de apă. Exact, o sursă de apă din cauza că apă potabilă, da. Bineînțeles. Și încă au dus o pâine sau slănină și au supraviețuit.
Dacă a fost un război, imediat soldații au venit și dacă au găsit o apă curată undeva, au otrăvit. Fântâna respectivă a fost o valoare. Foarte interesant că dacă gândim cu despre pivniță, credem că găsim și butoaie și vinul și da, așa da, mai da. Departe. Și dacă vorbim despre Sălacea, satul cu 1000 de pivnițe și noi avem aici o pivniță cu apă. Deci, o pivniță așa de mare, o pivniță așa de mare lungă, care se îngustă. Aici începe mituri și legende. În sfârșit am ieșit la lumină, am intrat în tunelul de la Conac, după cum ați văzut, și am ieșit la Sălacea. Bine ați venit la noi! Pivniță. Bine v-am găsit, domnule primar! Suntem în satul celor 1000 de pivnițe. Da, chiar la Sălacea. Avem mai multe pivnițe decât case aici la noi și sunt pivnițe, cum se vede și pe asta, frumoase, restaurate și ne încercăm să sprijinim pe cetățeni ca să restaureze și restul, ca să putem atrage atenția turiștilor, pentru că e unic pe nivel de țară, zic, dar pe nivel de județ, sigur. Și toate sunt folosite? Sau, majoritatea sunt folosite pe vremuri, era mai important decât casa, pentru că atunci era chiar un loc de depozitare a alimentelor sau și de un loc de refugiu în caz de război sau era și un loc de distracție pentru bărbați ca să scapă de soție, de fapt. Și muierile, deci ele nu aveau dreptul? Nu, săracii de ei numai când au venit după cartofi, dar bărbații au venit după vinul și după au mai jucat cu cărți și au mai cântat și au mai distrat și au uitat de ei și asta era de obicei de duminică după biserică când s-a dus la pivniță și atunci a distrat până în dimineață și de luni iarăși a început cu lucru. Haideți să ne prezentați puțin pivnițele satului. Așa sunt pe mai multe străzi, așa că avem ce merge. Da, 7 străzi și mai multe ulițe mici, deci chiar 1000, cam peste tot avem pivnițe. Nemaipomenit, haideți! Dacă intrăm în pivniță, atunci putem să nu uităm că e pregătit pentru depozitarea de porumb, de grâu, de carne, de legume, de cartofi și de vin. Pe vremuri au făcut și uși foarte dificile. Dacă vă uitați și pe aia respectivă, are o clapetă care nu puteți deschide nicicum pentru că există un buton undeva ascuns care trebuie să împingeți și după aia se deschide clapeta. Ce ingenios! Da. Și când clapeta e deschis, atunci puteți să băgați și cheia, dar cheia s-ar putea că nu funcționează singur. Există și diferite tipuri de închidere, unde există încă o cheie care împingeți de înăuntru și aia de afară numai atunci puteți să turnați dacă aia de înăuntru... Deci un sistem dublu. Da, un sistem dublu și asta era făcută cu mână, din fier forjat. Deci, și nu găsiți, dacă vă uitați bine, două uși la fel. Acum am inițiat un proiect pe nivelul Consiliului Local ca să putem restaura toate pivnițele. Cum se vede și acolo la domnul... Sunt proprietate private. Sunt proprietate private și asta e problema mea. Și încă o chestie, pe administrație publică de la noi. Partea asta, ce se vede aici, e a UAT-ului, a localității, a comunei. Deci vorbim despre un drum, trotuar, fațada e a proprietarului. Dar terenul deasupra are un alt proprietar. Prin cartea funciară. Deci trei proprietari. Da, și prin cartea funciară, cum puteți să intabulați, pentru că nu există prin lege, ca să intabulăm ceva subteran. Numai suprafața se intabulează și clădiri. Și de fapt și de drept, aceste pivnițe sunt în aer. Ale nimănui. Ale nimănui. La cine e cheia, ala-i proprietarul. Am înțeles. Și n-are act de proprietate. Încă o uliță cu pivnițe. Da, încă una. Și încă una și avem cam peste tot. Chiar dacă mergem mai sus, putem să urcăm acolo, mai găsim încă o uliță. Cu vreo 5 pivnițe, dar aici avem și în jur de 20. Și chiar la capăt avem o pivniță cea mai mare de Sălacea, care urmează să achiziționeze primăria. Are o lungime de 80 de metri și cu 3, cum să zic, alei. Am auzit că vinul de Sălacea a ajuns și pe mesele regilor, împăratului din Viena și împăratului din China.
Asta nu chiar povești, chiar de Viena sigur că a ajuns, pentru că înainte de anii 1913, înainte ce au distrus Filoxera, toate vițe de vie sau terenurile aici la noi, am avut soiuri foarte specifice. Și noi vorbim despre vinul Bocator, care acum trăiește un renesans în momentul de față. Au început să planteze din nou și sunt concursuri direct organizate pentru vinul ăsta Bocator. E o fel de regina vinului, care urmează să fie cât mai, cum să zic, apreciată de lume. Și v-ați gândit la un tur turistic, deci să fie al vinului, al vinului, există. Există? Există? Da, există chiar. În anii trecute am lucrat mult împreună cu formație din Oradea, cei care au lucrat pe agenția de managementul destinației și acolo am făcut și turul bicicliștilor pe traseul respectiv. Și se mai opreau și mai degustau? Da. Și mai puteau merge pe bicicletă? Da, și puteau merge pe bicicletă pentru că noi ne încercăm să promovăm ca să circulă așa în verde, deci cu bicicletă și dacă omul e beat să nu urcă la volan, că asta deci e mai bine pe bicicletă. Mai bine pe bicicletă. Și dacă va cădea, nu se va lovi. Nu se va lovi atât de tare. E bună și asta. Haideți să ne arătați pivnița. Aici deja este o casă pivniță. Este o casă și ăsta e chiar un exemplu care nu trebuie urmărit. Era o fațadă din anii 1800 și domnul Cherry o cumpărat de la proprietar și ăsta aș dori să evit, să nu arate șirul pivnițelor ca și asta. Mai avem vreo două aici pe nivel de comună care sunt identice, care sunt la fel, așa au făcut și acolo e un depozit de gunoaie sau nici nu știu, că nu e cameră de dormit. Deci omul a construit că a crezut că aici o să fie puteți o casă de weekend. Prin hotărâre de consiliu local. Se poate face acest lucru? Da. Și dacă proprietarul încearcă să ne dă în judecată, noi o să găsim o modalitate ca să constrângem, ca să restaureze pivnița cum arată și a lui domnul Cherry. Acolo ați văzut că au vreo 5 pivnițe puse la punct și sunt frumoase. Și dacă vin niște turiști, atunci putem să atragem atenție și să arătăm, pentru că un turist mulțumit aduce încă unul. Unul nemulțumit distruge vreo 10. Mergem și noi la domnul Cherry? Da, mergem să ne vedem. Voșar, 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 mopcear naș voi. Mutaș s-a tocuta, o să gâine nimeni. Ne-n plaia vază, o să rătâine. Budvarom, budvarom, nem söpi, már többi az én gyönge karom. Söpörte meleget, söpörje már más is. Szeretlek babán, szeressen már más is.